Universitatea Politehnică Timișoara a organizat în perioada 6-8 martie 2024 adunarea generală a proiectului european anternovator, care vizează consolidarea capacității de cercetare și inovare a instituțiilor de învățământ superior partenere și a ecosistemelor asociate acestora. Proiectul Anternovator reunește cei șase parteneri inițiali ai Consorțiului Alianței de Universități Europene pentru a crea împreună o strategie comună mai specifică de cercetare și inovare dedicată promovării antreprenoriatului, inovării și educației inclusive. Subiectele abordate sunt legate de prioritățile europene legate de Open Science, Open Innovation, Open Education și Open Resources, care pun un accent sporit pe oportunitățile de acces deschis pe care le oferă acestea și pe rezultatele integrării lor în toate formele de cercetare și educație, fie că e vorba de dezvoltare de abilități sau cunoștințe la locul de muncă sau ca suport al educației universitare și postuniversitare. Proiectul a început în octombrie 2022 este finanțat de Comisia Europeană și gestionat de Agenția Executivă pentru Cercetare Europeană prin programul Orizont Europa, în cadrul pilonului său privind excelența științifică, care vizează consolidarea capacității de cercetare și inovare a instituțiilor de învățământ superior țărilor și ecosistemelor acestora.